foarte multă vreme ne-am plâns că există evaziune fiscală. Organele de administrare fiscală nu au reușit să combată eficient evaziunea. În momentul acesta în care există o acțiune fermă a ANAF-ului, eu cred că trebuie să nu facem foarte multe comentarii de ce combatem evaziunea fiscală. Sigur, dacă sunt excese, dacă sunt abuzuri, ele, repet, trebuie semnalate, există căi de atac și ANAF-ul a înțeles foarte bine că ideea nu este pentru câțiva zeci de lei să închidă un restaurant sau un hotel sau o altă afacere, pentru că există riscul pierderii locurilor de muncă, trebuie să aplice amenzi gradual, sigur, sau în funcție de plaja pe care o au la dispoziție, dar sigur că atunci când se constată sume mari, care nu pot să fie justificate în sus sau în plus sau în minus, atunci sigur că se poate lua inclusiv această măsură de închidere a întreprinderilor. Domnule Tăriceanu, bun, eu vă înțeleg pe dumneavoastră, e normal ca această campanie să nu fie descurajată, însă nu poți să stai cu mine în sân și să spui bravo, să bați din palme, când vă dau din nou exemplu, o firmă care produce și plătește la stat 2,5 milioane de euro să-i fie închis un magazin de prezentare și desfacere pentru 50 de lei. Acesta nu este un abuz? Nu, și eu, să știți că discuția pe care am avut-o nu este cu vicepreședintele ANAF-ului, i-am spus și punctul meu de vedere și nu numai al meu, al oamenilor de afaceri care erau prezenți, și el a recunoscut că astfel de măsuri nu sunt potrivite. Dacă. Și că nu se justifică pentru diferențe de acest gen, sigur că ele trebuie văzute și în raport cu cifra de afaceri zilnică sau lunară, dar nu adică se justifică. Trebuie să te orientezi un pic, nu? Sigur că nu mergi și dai cu toporul și după aia zici eventual sunt peste o săptămână că îți pare rău. Cu dumneavoastră, nu trebuie să, în numele, eu știu, unei acțiuni corecte să existe excese și abuzuri. Premierul Victor Ponta a declarat luni că va sancționa eventualele abuzuri ale ANAF, dar a subliniat și faptul că există o frăție a evazioniștilor fiscali, care exagerează tocmai pe marginea unor cazuri excepționale. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, crede și el că abuzurile nu și-au locul, făcând chiar referire la cazul societății din județul Suceava, sancționată pentru diferența de 50 de lei. Toată lumea trebuie să se conformeze, pentru că am auzit o bazaconie, domne, ANAF-ul să se ocupe numai de mari contribuabili. Adică ce? E o limită la care spunem, domne, ăștia care fură sub limita asta, ne facem că nu-i vedem. Sau pot să fure, că asta e o limită acceptabilă? Nu există. Deci evaziunea fiscală trebuie tratată, să zic, în mod egal pentru toată lumea și trebuie combătută. Și nu există, nu cred că trebuie făcute niciun fel de diferențe în această privință. Adică nu trebuie să existe intoleranță pentru cei mari, pentru mari operatori, okay, și toleranță pentru cei mici. Bun, am înțeles de la dumneavoastră, dar să luăm cazul unui butic de cartier, vine ANAF-ul, e nervos inspectorul de acolo, vine și închide magazinul și de pe urma acelui butic trăiesc 3 sau 4 oameni cât sunt într-o familie. Spuneați dumneavoastră că dacă el e nervos, el poate să vină nervos, să presupunem că vine nervos, dar problema este că dacă e nervos și nu găsește nicio neregulă, pleacă așa cum a venit. Domnul Tăriceanu, dacă vrei, găsești oriunde. Nod în papură. Dacă dorești, găsești nod în papură. Cu cei de la ANAF am discutat această chestiune. Că, sigur, poate să existe o abordare care iese din cadrul normal. Dom'le, găsește-i ceva, numai găsește-i. Nu e corect și nu o să procedeze așa. Cei de la ANAF sunt avertizați, li s-au dat semnale și eu și primul ministru, și știu ce au de făcut.